Da, după 6 luni de mandat al nostru la conducerea AJF-ului, mâine, luni 6 octombrie, o să facem o conferință de presă mai amplă, unde o să prezentăm realizările noastre din acest mandat. Pentru Arena Bănățeană putem să spunem ceva în premieră, că este singurul site dedicat sportului în Calea Severin și vreau să vă felicit pentru acest lucru. Este un început bun gazetăresc. Principalul scop în acest mandat al nostru este creșterea copiilor și juniorilor, crearea cât mai multor campionate și cupe. Noi, conducerea AJF-ului, o să fim în permanență lângă acești copii minunați. Suntem unicat în țară, AJF-ul nostru, deoarece suntem singura sau prima care am înființat campionatul de junior F. Marea problemă a noastră, marea cutumă a fotbalului cărășean este că începem fotbalul foarte târziu și de aceea nu putem să facem față rigorilor unui campionat de zonal, deoarece Timișul și Aradul încep în fotbalul mult mai devreme ca și noi, încep la 6-7 ani, noi începem la 8, 9, chiar 10 ani și când spun asta e un caz fericit. Conducerea AJF-ului a venit în sprijinul asociațiilor sportive și cluburilor sportive din acest județ. La Junior F nu este niciun cost, arbitrajul este suportat în totalitate de către asociația noastră. Suntem foarte bucuroși că am reușit să triplăm numărul de echipe și la juniorii C, și la juniorii D, și la juniorii E. Și vă spun în premieră de anul acesta nu o să fie numai Bucureștiul și Timișul care o să dea două campioane la turnele de zonă, o să fie și Caraș Severin, deoarece este un comunicat de la Federația Română de Fotbal unde se specifică clar, asociațiile sportive care au 14 sau mai mult de 14 participante la un campionat cu CIS-uri diferite, adică cu identitate sportivă diferită, o să aibă posibilitatea să dea câte două campioane la zonă. A fost un obiectiv îndeplinit al nostru, nu ieșim foarte mult în presă, fiindcă deviza noastră este să muncim cât mai mult și să fim cât mai aproape de echipele noastre. Să vă mai dezvălui încă ceva, ce ar fi trebuit să vă spun mâine. Pentru prima dată am reușit să ajutăm toate competițiile care sunt angrenate în cadrul asociației noastre. Aici mă refer la echipele de Liga 4-a. Practic am înjumătățit baremul de arbitraj și la echipele de juniori am creat cât mai multe competiții, am făcut cât mai multe zone să fie distanțele cât mai reduse dintre echipe. Asta pentru a beneficia de o are de selecție mult mai amplă, echipele care sunt cu preponderență pentru creșterea de copii și juniori. Sunt foarte bucuroși că am dat drumul iarăși la fotbalul juvenil pe clisura Dunării. Avem 4 echipe noi. Da? Acolo au fost și au crescut de-a lungul timpului foarte mulți fotbaliști care au făcut performanță și cinste județului nostru. Au mai rămas echipele de Liga 5, unde nu am putut să le sprijinim foarte mult, dar asociația noastră județeană, prin fonduri proprii, a cumpărat 150 de perechi de ghete, care o să le împărțim în mod egal tuturor celor 21 de echipe participante la competiția Ligii 5.